Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Suntem în Vinerea Mare sau Vinerea Neagră sau Vinerea Luminată, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, și vom discuta despre Sfintele Sărbători de Paște cu Părintele Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Salut, mâna Părinte, și bine ați venit în platourile noastre. Doamne ajută, mă bucur că am revenit aici. Vinerea Mare după un post de aproape 40 de zile. Știu că ultimele trei zile înainte de prima zi a Paștelui sunt cele mai cum să vă spun, mai nu comentate, ci cu un post mai drastic, dacă pot să spun așa, nu? Așa este, postul cel mai aspru este chiar la început, când debutează postul mare, primele trei zile. Sunt 40 de zile de post, apoi sâmbăta lui Lazar, duminica florilor, sunt două zile de tranziție și apoi urmează alte 7 zile. În total sunt 49 de fapt de zile. Și în săptămâna mare sunt zilele dedicate pătimirii lui Hristos și atunci, într-adevăr, postul este mai aspru, începând chiar de luni, dar categoric vineri și sâmbătă sunt zilele cele mai aspre, pentru că zilele în care Hristos pătimește, este pus cu trupul, este urcat pe cruce, moare și dă sufletul pe cruce și apoi este pus cu trupul în mormânt. Și atunci, în semn de respect, de pocăință, de compătimire, dacă vreți, de asumare a acestui moment, dacă se poate, creștinii nu gustă nimic, chiar post aspru până la înviere. Sunt care, eu știu persoane care țin toată săptămâna mare, nu gustă nimic. Post negru, chiar fără apă. Sunt care țin și doar cu apă, dar fără apă și fără mâncare, două zile nu este nicio problemă să le ții vineri și sâmbătă. Eu știam, se spunea în felul următor, vineri, post negru, da. Post negru pentru că este ziua în care a pătimit Iisus Hristos, în care a fost arestat, batjocorit, umilit și dus pe Golgota, dar și sâmbătă tot post negru. Și sâmbătă se ține, deși sâmbătă este, ca să spun așa, un mic moment, nu chiar mic, e mare, momentul Sfintei Liturghii de dimineață, când cineva poate să se împărtășească și să guste ceva. Dar în afară de acela, nu, pentru că, cum să zic, altfel guști bucuria învierii. Când aștepți momentul, atâta vreme cât Hristos, noi ne aducem aminte, a fost pus cu trupul în mormânt, cum să zic, nu ți-arde de mâncare când cel drag nu e cu tine. Așa este, știți? Da. Așa, da, când cineva se îndrăgostește, suferă în lipsa persoanei iubite. Și atunci, până în momentul învierii, dacă se poate, ține post. Bun, vreau să vă întreb un lucru, pentru că în vinerea neagră, mie așa îmi place să spun că e vinerea neagră atunci când a fost schingiuit Iisus Hristos, vinerea neagră, post negru. Dar sâmbătă știu că nu trebuie să faci nimic, nu? Bine, acum nu există o prevedere în acest sens, nu există, ca să zic, o interdicție de a lucra, dar ceea ce probabil dumneavoastră ați sesizat este că noi vorbim atunci de zi de sabat, chiar cum spune evrei, era șabatul în care nu se lucra nimic, ziua în care Hristos s-a odihnit de fapt cu trupul în mormânt de lucrările sale. Și atunci în sensul acesta putem vorbi de o zi de odihnă. Toate câte le-a făcut și le-a împlinit pentru neamul omenesc, au culminat cu moartea pe cruce, după care intră în această perioadă de odihnă. De asta noi vorbim de cei morți ca fiind cei adormiți. Da. Și el este atunci cu sufletul în iad, propovăduiește și în iad omenirii care până atunci n-avea raiul deschis. Cei care au vrut să-l urmeze l-au urmat și au ieșit de acolo, inclusiv filozofia e antichității grecești. Există undeva în viața unui sfânt consemnat despre Aristotel, despre Platon, că l-au recunoscut pe Hristos ca Mesia, ca Logosul despre care îi vorbeau, ca adevărul, binele, frumosul întrupate, așa, într-o persoană și atunci au ieșit cei care au vrut să iasă. Dar e într-adevăr zi de odihnă în sensul acesta de odihnă, că Bun. Domnul odihnește cu trupul în mormânt. Bun, este zi de odihnă, dar am înțeles că la nicio biserică nu se trag clopotele, în schimb sunt slujbe, nu? Da, este, cum spuneam, slujba Sfintei Liturghii, dimineața de vreme, sâmbăta zilei celei mari și deja cântările, atmosfera prevestesc învierea. Nu mai este atmosferă sumbră, apăsătoare, deja este o anumită ușurare să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Noi vorbim deja despre asta, deși el încă e cu trupul în mormânt, încă nu vorbim propriu-zis de înviere. Au un tonus, au un optimism cântările, au deja o lumină, răzbate deja lumina în cântările bisericești. Bun, vreau să vă întreb un lucru, pentru că în tradiția populară există un, cum să vă spun, da, nu e o cutumă,
se vine la slujba de înviere undeva seara târziu. Bun, atunci și începe. Deci până da, atunci dar, nu avem. Dar în afară există... de slujba de dimineață, până la 11 jumătate, depinde cum vrea fiecare biserică, nu există. Și acolo sunt câteva momente, jumătate de oră, o oră, depinde, până la miezul nopții, nu? Când e propriu-zis proclamarea învierii. Exact. Bun. Acum, după ce se citește Sfânta Liturghie dimineață, este odihna, nu? Da. A tuturor. Seara începe slujba învierii. Da, e o slujbă mai premergătoare, câteva ceasuri, acolo se citește, se pregătește Bun. Momentul învierii. Se oferă lumina. Da, este către... momentul de proclamare, totul începe cu veniți de luați lumină. Veniți de luați lumină. Și se termină slujba? Nu, nici vorba. Asta vreau să vă întreb, Bine. Pentru că imediat după ce se primește lumina, toți credincioșii se îndreaptă spre casă. Toți nu... că am rămâne cu bisericile goare, dar oricum foarte mulți. Majoritatea e clar că fac așa cum spuneți dumneavoastră. Noi ieșim afară tocmai pentru că este și foarte lume, dar sigur este și un motiv teologic, pentru că acolo se proclamă învierea și apoi intrăm din nou în biserică. E momentul acesta simbolic în care primim lumină din lumina învierii lui Hristos. Deci simbolul este că Hristos din viața lui, din lumina lui ne oferă și nouă și fiecare om ține o lumânare, este simbolul sufletului său care este luminat de acest har, de această viață pe care Domnul ne dă și nouă prin înviere și nouă ne luminează sufletele, că El a zis eu sunt lumina lumii. Din păcate puțin înțeleg că de fapt atunci începe slujba, da, propriu-zisă. Începe utrenia, apoi este Sfânta Liturghie care slujba cea mai mare este... Eu nu înțeleg pe oameni de ce pleacă pentru... Bine, sunt care din motive obiective se retrag, nu știu, au copii mici acasă, au bolnavi, dar sunt care ar putea să stea și nu stau în cea mai sfântă dintre nopți, în cea mai... când rugăciunile sunt cele mai puternice, când harul te copleșește, când e o bucurie în cer și pe pământ pe care nu mai poți gusta, ca să te duci repede, în loc să mai amân cât? 2-3 ore? Câte să amânăm bucatele acelea, să le mai lăsăm un pic deoparte? Exact. Dar câștigăm mult mai mult, suntem mult mai încărcați, mult mai... Deci, Părinte, vreau să le spunem telespectatorilor și credincioșilor să înțeleagă. Momentul în care se primește lumina este momentul, de fapt, de început a învierii Domnului. A slujbei învierii, așa este. Slujbei învierii. Este momentul de început al slujbei, nu e momentul de final. Ea se termină, toată slujba, toată ceremonia se termină undeva... Depinde cum se merge, 3-4 dimineața, depinde cum e ritmul slujbei. Dar... Și acolo, nu numai că se împărtășesc cei care pot să se împărtășească, dar vin oamenii cu bucatele lor, vii cu pască, vii cu ouă roșie, vii cu un cozonac, sau cu ce vrei tu, sau cu carne, sau cu ce poate aduce fiecare, se binecuvintează, se sfințesc și apoi te duci frumos acoasă, guști mai întâi din acelea și apoi stai la masă fără probleme. Bun, deci asta este problema. Ai luat lumina, nu trebuie să pleci, trebuie să rămâi pentru a auzi slujba, Sfânta... E o slujbă unică și e păcat să o pierzi, că nu se aude în fiecare zi. Deci felul în care este slujba atunci are un anumit specific, cântările sunt de un anumit fel, e un ritm așa plin de viață, plin de lumină, plin de bucurie. Și repet, e harul care este acolo și e nevoie să stăm acolo să gustăm până la capăt. Păcat să nu primim tot ce vrea să ne dea Dumnezeu. Nu știți cum luăm o firmitură ca și cum ne mulțumim cu ea și gata. A, zice, să rămână că m-ați invitat, rupi un colț de pâine și ai plecat. Păi da, mă, dar masa e bogată, iată, stai până la capăt, gustă din ea, bucură-te, desfată-te. Așa este. Bun, vreau să vă mai întreb un lucru pentru că foarte multe persoane vin de la slujba de înviere, cum v-am spus, imediat după ce au luat lumina, se îndreaptă spre casă. Și în momentul când ajung acasă, în pragul casei, sting lumânarea de tocul ușii. Există o semnificație? Am văzut foarte, foarte mulți făcând acest lucru și nu înțelegeam și nici acum nu înțeleg care ar fi semnificația. Există cumva vreo Sfânta Scriptură scris că trebuie să... Nu, cred. În mod normal, deci ar trebui să se intre în casă, să punem lumânarea sfeșnic și cât stăm la masă, cât până ne culcăm, să lăsăm lumânarea aprinsă.
Pentru că el e lumina pe care o ducem în casele noastre. Deci intrăm cu lumina în casă, nu? Și o vestim și celorlalți, să vadă și ceilalți și să ardă lumina, că nimeni nu pune, zice, sfeșnic sub obroc, zice Evanghelia, ci îl pui în sfeșnic să lumineze. Normal. Dacă ar fi totuși să-i găsim o legătură cu ce mai zice Scriptura, am putea să ne întoarcem la Vechiul Testament, la momentul în care evreii sărbătoreau Paștele. Paștele însemna ieșirea din robie, exact, din Egipt. Și traversarea Mării trecerea, Roșii. Da, trecerea spre traseul care duce în Pământul Făgăduinței. Bun. Ce s-a întâmplat? În noaptea aceea a fost o noapte în care, la un moment dat, ei au trebuit să-și însemneze intrarea în casă cu litera T, Tau, care era deja prevestirea crucii, ca îngerul morții să nu lovească una din cele 10 plăci, să nu lovească pe cei întâi născuți ale lor, că a fost, fiindcă se încăpățâna faraon să-i lase, da. La un moment dat au venit acele plăci, ca el să înțeleagă să le dea drumul. Una din plăci a fost că i s-a spus, zice, dacă nu ne dai voie, uite, toți întâi născuți, deci primii născuți, vor muri. Ei, ca să nu moară întâi născuți, au însemnat ușor ușii cu această... Și îngerul morții ocolea ușile însemnate așa, pentru că evreii știau să-și însemneze ușile, tot cu ușii, și atunci nu îi atingeau pe copiii lor. Înseamnă că ăsta ar fi motivul, pentru că stăteam și uitam și nu să fie un semn, ca un semn de protecție, în sensul ăsta că și acolo și-au însemnat cu semnul crucii... Am înțeles. Bun, vreau să vă întreb un lucru. Suntem în prima zi a Sfintele Sărbători de Paște, duminică, după ce lumea a ajuns acasă, s-a odihnit, s-a așezat la masă, s-au terminat slujbele? Absolut nu. A doua zi avem ceea ce se numește învierea a doua. De fapt, este o slujba vecernie în care iară se programă învierea, se citește în mai multe limbi dacă sunt mai mulți preoți. Uneori se pune și alte persoane să citească dacă e cazul. Și este momentul iarăși de vestire, de proclamare a învierii și acolo pot, spre exemplu, merge cei care n-au putut poate noaptea, din motive obiective. Se poate să nu ajungi noaptea. Da, cei care au lucrat atunci. Care au lucrat în noaptea, exact. Bine, sunt cu foc continuu unde nu poți să vii. Și atunci slujba nu durează mult, 3 sferturi de oră, o oră maxim, e foarte scurtă, foarte concentrată, foarte frumoasă, iarăși merită să venim. Și apoi sigur urmează a doua zi de Paști, a treia zi de Paști, unde iarăși este liturghie. Asta vreau să vă întreb, deci nu putem spune numai în prima zi de Paști și a doua zi de la Paști revedere, gata, da. La revedere, nu? Nu, așa nu, este. Sunt trei zile pascale, toate trei. Ca să mă zic că toată săptămâna se numește Săptămâna Luminată, pentru că atunci se botezau, de noaptea de înviere se botezau foarte mulți creștini, mulți adulți, știți, la începuturile creștinismului, se botezau adulții cu toată casa lor, cu femei, cu copii. Ei, și atunci ei veneau la biserică în fiecare zi, toată săptămâna, îmbrăcate în haine albe. De aia se cheamă Săptămâna Luminată. Pentru că era lumina, în primul rând, lumina învierii, lumina lui Hristos, dar și ei erau cei luminați, cei chemați spre luminare, adică spre botez, sau botezați și, iată, luminați veneau la biserică și ei, deci, erau în fiecare zi acolo în biserică. Bun, deci, telespectatorii noștri trebuie să înțeleagă, cei mai tineri, pentru că cei mai în vârstă sunt convins că știu, dar cei mai tineri, pentru că, iată, chiar vreau să vă întreb, există acum o acțiune masivă din partea bisericii pentru a încerca să explice tinerilor ce înseamnă toată această Sfântă Scriptură. Credeți că sunt mari șanse de a reveni la acea credință a poporului în biserică 100%? Dom'le, vin la biserică pentru că simt nevoia sufletească. Eu cred că tinerii vor veni, pentru că tinerii sunt onești, tinerii sunt mai greu de păcălit. Da, îi poți momi cu tot felul de lucruri, de plăceri, este tehnologia care le fură foarte mult din timpul lor, dar eu am, spre exemplu, la mine în biserică sunt foarte mulți tineri și știu foarte multe biserici pline de tineri, cu condiția ca tu să fii onest. Tu să fii onest cu ceea ce faci. Tu ca preot, în primul rând, să fii un acord între ceea ce propovăduiești și ceea ce faci. Da? Dacă el vede în tine întrupat cuvântul Evangheliei, vede că tu trăiești așa cum propovăduiești sau măcar încerci, măcar spui, iată, tânjesc, vreau și eu să trăiesc așa cum Hristos mă cheamă și vii cu viul acesta, cu autenticul acesta, ei sunt deschiși și te ascultă și primesc cuvântul. Și vor să învețe pentru că își dau seama că lumea n-are ce să le ofere. Bun, sunt lucruri multe. Lucrurile lumești, dar, cele lumești. Dar trecătoare care nu îi împlinesc. Eu am fost în Occident un an de zile și am văzut ce înseamnă impactul depresiei în rândul copiilor chiar și al tinerilor. Pentru că nu au sens. Lipsa de sens. Faptul că timpul pentru ei este tot una. Noi înțeleg prin ziua de sărbătoare, o zi de sâmbătă, duminică în care se adună, foarte mult se droghează, beau lucruri de genul ăsta. Deci ei nu mai știu să-și trăiască viața, nu mai sens, să puncteze viața lor cu momente, cu repere,
care să-i ridice, care să le dea o anumită verticalitate, o anumită legătură cu cerul, cu spiritualitatea. Și se pierd. Ori ai noștri încă au această legătură. Deci se simte o întoarcere către categoric, biserică. Da. Și aici să știți că a contribuit și ora de religie. Blamată ea multă vreme, dar după primii ani în care într-adevăr a fost mai greu, până pregătești niște cadre, până îți găsești niște manuale, până găsești așa tonul este potrivit, până găsești omul potrivit să predea, ei, se văd rezultatele în timp. Eu am fost acum câteva zile la Liceul Negruții, am avut acolo la Colegiul Negruții o discuție cu tineri de a 9-a și de a 10-a. Nu vă spun ce deschidere, a fost teribil în săptămâna altfel. Deci discuții foarte, cum să zic, deschise, inclusiv eu le-am povestit din tinerețea mea de rocker, le-am spus și eu, am trecut prin ceastră cu voi, eu vă înțeleg foarte bine. Haideți să vă zic care e traseul meu, că era vorba despre sensul vieții, discutam, da. Și să vă arăt cum căutând, fiind sincer cu frământările tale, ajungi la Dumnezeu. N-ai cum să n-ajungi la Dumnezeu dacă ești sincer în căutările tale. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, înainte de a pune punct ediției de astăzi, vreau să vă îndemn să mergeți la Sfânta Liturghie, vreau să vă îndemn să mergeți la, nu liturghia, ci slujba de înviere. Și nu uitați, sărbătorile de Paște țin 3 zile, prima zi, a doua zi și a treia zi. Ar fi păcat să ratați acest moment extraordinar din an. Până data viitoare, cele bune și sărbători fericite!